E bine, băi, dar... Yo, salutare YouTube, numele meu este Roman, iar pentru astăzi v-am pregătit un nou banger. Bineînțeles, am avut un challenge de la Mr. Ștefan să facem un win cu peste 20 de kill-uri. Am reușit folosind M4A1, care mi se pare că pur și simplu topește noua hartă, boys. Jucăm 100% focus. Hai să facem. Ne-a topit cineva un lobby, când aveam 18 boabe. Primary objective is to eliminate all enemies. Attack. Hai mă, Jerry, Tom. Nu știi că eu sunt Jerry, mă. Tom și Jerry ne jucăm. Coare. Ai, nu cred. Enemy soldiers nearby. You're losing ground. Move it. Da, Ștefane, am intrat în unlucky mode. Joc, chat. Recon inbound. UAV beginning flyover. You've got gas moving. Airstrike on my marked target. This is Phoenix 3, strike inbound. Băi, e bine, stă lobby în viață, chat. Nice. How'd you know I was on it? No. No. Wow. Tu ți joc doar solo. Hai că nu e OP. Hai că nu e OP. Ok, bine, pe eu. Dar doar dacă completez challenge-ul win cu 20+, bine, e easy 20+ în lobby-ul ăsta. Chiar e easy să dau 20+ acum. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Requesting immediate area recon. UAV beginning flyover. Nu plânge puiul. Gas
Ștefane! Medalinul pe jos, Ștefane! Ștefane, medalinul pe jos și mi-ai mai făcut un clip pentru YouTube. Let's go! 3 clipuri pe YouTube azi, chat. Asta este cea mai bună clasă pentru M4A1, iar aceasta este cea mai bună clasă pentru Blixen acum. Să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, să apăsați butonul de like, să dați un share prietenilor voștri și să lăsați în comentarii o părere despre acest gameplay și despre această clasă de M4A1. Eu am fost Roman Boys, ne vedem data viitoare, bye!